Wow, ok. Atenție, spoilere pentru WandaVision, episodul 8. Să începem cu începutul foarte repede. Avem un mic background despre tipa Agatha Harkness. Mi s-a părut scena aia despre, mă rog, trecutul ei cât de cât foarte scurtă și, mă rog, destul de grăbită, dar n-a arătat nici extraordinar, adică parcă la un moment dat se vedea că joacă exagerat, așa că e gen speriată, dar a jucat destul de slăbuț și nu vedeam pe actriță jucând așa de slab. Dar mă rog, a fost ok, să zicem, per total. Mă așteptam să fie mai bine și mai mult despre Agatha, dar ok, trecem peste. E foarte puternic, vrăjitoare foarte puternică Agatha. Bun, și nu știe cum de Wanda este atât de puternică încât a creat acel hex, sau mă rog, cum a ajuns toată lumea să-i spună, pentru că aici sunt mai multe întrebări. Deci dacă Agnes asta o controla oarecum pe Wanda și ea era în spatele camerelor, să zicem, între ghilimele, de ce nu a venit după ce a creat Wanda lumea? Pentru că aparent asta s-a întâmplat. Wanda, de tristețe, depresie și toate cele, a creat, se pare, lumea după visul ei. Visul de a îmbătrâni cu Vision și, mă rog, plăcerea ei pentru sitcomuri, pentru că a crescut în Sokovia, țară inexistentă, mă rog, un fel de, nu știu, ceva URSS, nu știu ce, în fel de, mă rog. Și, ok, se uita cu familia la sitcomuri americane și, mă rog, îi plăceau ei. Și deci avem o explicație pentru tot serialul ăsta, de ce Wanda a creat lumea asta. Mă rog, pe care, na, toată lumea a presupus asta de la început, de la primul episod, de la trailere am presupus toți. Ok, deci Wanda a creat lumea asta. Se pare că, da, exact asta s-a întâmplat. Dar mi-a plăcut, a fost mai emoționant decât mă așteptam, momentul când vorbește cu Vision acolo în camera, acolo în dormitor, nu știu ce. Foarte emoționant discursul Vision, toată discuția aia. Au fost și când găsește, mă rog, harta, scrisoarea, nu știu ce, de la Vision, probabil a fost de la Agatha, nu știu exact, dar, mă rog, cineva i-a pus chestia aia acolo, se înțelege, poate, și, mă rog, a fost și emoționant și momentul ăla, știi, când a deschis-o și era casa aia, mult mai emoționant episodul decât mă așteptam. Când se duce să ia corpul Vision și nu o lasă și nu știu ce, adică, nu știu, poate n-a fost o idee grozavă să-l lase Nick Fury pe tipul ăsta să fie directorul și Sword, mă rog, pentru că e cam prost. Dar n-am mai fi avut puncte culminante și tensiuni și chestii, momente din astea, pentru că l-au refăcut pe Vision. Momentul epic as fuck al episodului, bineînțeles, am ajuns și acolo, a fost l-au refăcut pe Vision, dar n-au reușit să-l aducă online, presupun că nu mai are niciun fel de memorii sau de, așa, e doar un robot, acum e doar o armă pe bune, acum e doar corpul din vibranium al lui Vision, deși se cam uita la mâinile lui, deci este totuși o inteligență artificială acolo, mă rog, controlată de ei, nu mai are Mind Stone, nu mai are, nu știu, a fost foarte ușoară și grăbită și, mă rog, prea simplă soluția cu, am avut un pic de nevoie de un pic de energie de la Wanda de acolo și gata, e gata, nicio altă sursă n-a mers, dar un pic de energie de la Wanda de acolo, de pe dron aia, nu știu ce, a mers. Mă rog, nu contează, dacă în continuare va fi luptă Wanda, Quicksilver, Agatha, Vision versus Vision, adică, scuze, versus. Apropo, o să urmeze și n-am avut timp săptămâna asta, a fost foarte aglomerat la muncă, la cabinet, am avut operații, multe cazuri. Dacă vreți, mai pun poze pe Instagram, o să pun în descriere și Instagram-ul și pe Discord, vă mai dau poze pe serverul de Discord, Facebook, pagina
Facebook recenzii filme cinema. Bun, deci abia aștept o luptă Vision vs. Vision. Mamă, frate, foarte tare. A fost mișto și momentul când a zis Agnes, Agatha, că you are the Scarlet Witch. A fost așa gen știi că ești foarte puternică. Poți să creezi viață din nimic. Știi, am da, wow. Wow. Și aparent are puterile de dinainte, deci avea oricum puteri, era oricum o vrăjitoare, am aflat, dar în combinație cu Mind Stone-ul s-a întâmplat ceva. Nu știu. A venit, s-a văzut în Mind Stone acolo când s-a ridicat Mind Stone-ul și a venit spre ea, s-a văzut o femeie, avea o coroniță, deci părea semăna cu o vrăjitoare cum era mama lui Agatha din mă rog, cuibola, vrăjitoare de la începutul episodului, nu știu cine era aia, era vechea Scarlet Witch care i-a dat, da, putea să fie coronița lui Scarlet Witch, era vechea Scarlet Witch, nu știu dacă există așa ceva, nu sunt foarte, nu știu prea multe din benzile Marvel, așa că îmi pare rău, dar nici nu vreau să știu. Nu mi spuneți ce s-a întâmplat în benzi sau în alte chestii, pentru că vreau să am un ultim episod care să mă dea pe spate să fie distractiv, să fie cu multă acțiune, să fie și din ăsta mind-blowing. Și dacă doar twist-ul e Doctor Strange, că apare marele, adică marea dezvăluire, marele cameo, marea chestie să fie Doctor Strange, că vine și o ajută pe Wanda sau ceva, ar fi mișto. Singura chestie care nu-mi place este că se tot îndepărtează parcă de legătura cu X-Men, dar să sperăm că vom ajunge cumva la ea și nu doar și-au bătut joc de noi din nou cu acel actor care a fost în X-Men, nu știu ce să zic, o vor face, sigur vor aduce X-Men, se pare că Fantastic Four întâi, dar mă rog. Ar fi fost mișto să introducă un pic aici. Și teoretic au introdus un mic hint. Deci e ceva, totuși e ceva că au adus actorul ăla din X-Men și vor face cumva legătura. Sper să ajungem cât mai repede la Multiverse. Poate chiar acum, poate chiar în serialul ăsta, în viitorul episod, nu știu. Bun, părerile voastre și teorii doar cei care au văzut serialul și atât. Nu cei care ați văzut serialul și v-ați uitat la 1000 de alte teorii pe net. Nu știu ce să zic, dacă îmi place foarte mult direcția asta cu l-au refăcut pe Quicksilver, pe Vision și poate să-i bage mintea lui Vision creat de Wanda în corpul lui acum, că tot are corpul lui vechi, știi? Și atunci poate așa ar fi mișto. E interesantă și o luptă între ei, nu știu încă ce să spun, deocamdată sunt gen, ok, aș fi vrut o legătură mai mare cu X-Men, cel mai mult asta aș fi vrut, dar, ok, hai să vedem ce faceți, foarte multe chestii se întâmplă acum, la sfârșit, hai să vedem cum le gestionați și care, na, hai să vedem, cam acolo sunt, deci da, comentarii, nu uitați, Discord, Instagram, Facebook, Twitch, de toate cele. Subscribe, join, apăsați clopoțel, pupa, da pa, clopoțel, da pa.